Salutare prieteni, eu sunt AG Football și bine v-am găsit la un nou episod din cariera cu Borussia Dortmund, dar și cu Naționala României. De ce ne aflăm în Practice Arena? Deoarece am uitat din greșeală să încep filmarea din meniu, așa cum încep acum. Vom juca astăzi prima partidă alături de Naționala României în fața Suediei în preliminarii pentru Euro 2020. Apoi vom juca un meci cu Eintracht Frankfurt în Bundesliga. Noi suntem în preliminarii pe locul 2 la egalitate de puncte cu Italia, însă ia un gol averaj mai bun și da, cam asta pot să spun despre acest episod. Haideți acum să începem să jucăm primul meci, nu? Avem partida cu Suedia de pe Arena Națională, avem o revanșă de luat în fața suedezilor. În 94 la Cupa Mondială ne-au eliminat în sferturi la penaltiuri, a fost un meci foarte, foarte dramatic și sper că astăzi să facem un rezultat bun în fața lor. Se putem bate, vreau victoria în fața Suediei, să înceapă meciul. Pasă vine centrarea, nu e rea, respinge în greșit, din păcate, șută! Pantilimon nu are însă nici un fel de problemă și românii trec de această primă ocazie a oaspeților cu brio. Am. Cheșeru. Oh, Cheșeru, trecere bună, Claudiu Cheșeru, mamă, nu cred, ce șut slab trimite Cheșeru, a driblat senzațional jucătorul lui Ludogorets, însă din păcate finalizarea este defectuoasă, o finalizare foarte slabă, dar pasă pentru Stancu, Bogdan Stancu, bun șut Bogdane, frumos. Puțin alături, iată-l pe Stancu, incomodat aici, totuși trimite cu latul, puțin pe lângă poarta lui Nordfeld. Hai mă, nu. Iată-l pe Guidetti, scăpând singur, John Guidetti, șut bun, Pantilimoni acolo. Atacă, iată, o nouă pasă bună, Suedia atacă, intră în centru, pasă, Pantilimon! Apără însă, balonul ajunge la noarul suedez și se deschide redescoră, John Guidetti înscrie. Mamă, Suedia deschide scorul, 1-0 pentru ei, John Guidetti. Alibek. Denis Alibek. Denis Alibek scoate portarul. Johansson. Johansson însă cu o centrare care ajunge pe partea cealaltă. Centrare, Pantilimon. Nu este convingător, foarte că Pantilimon respinge și voi face o schimbare. Minutul 68 al întâlnirii. Voi trece într-un 4-3-3 atac și să vedem cum va arata echipa. Stancu va veni în spate, Kipciu va veni pe bandă cel mai probabil. Anton va fi înlocuit de Maxim și cred că așa va arăta echipa. Cred că îl bag și pe Gabi Torgen în primul 11 și voi face așa. Da, cam așa arată echipa noastră pentru ultimele 25 de minute cu aproximație. Au corner acum suedezii. Torgen. Gabi Torgen, gol! Ce gol scrie Gabi Torgen! 1-1, minutul 85! Ce fază face jucătorul lui Tere Grozny! Și o finalizare de toată frumusețea! O finalizare de 5 stele! Ce gol de Torgen! Este 1-1, România egalează în fața Suediei, ce gol important înscrie Torgen, ce execuție minunat, poate fi unul dintre golurile etapei în Tăjena. Se termină 1-1 România-Suedia, 1-1, bă, un rezultat bun ținând cont că ne-au condus suedezii, însă puteam câștiga astăzi, a fost un meci echilibrat. Hai să vedem ce a făcut Spania cu Italia, Spania bate pe Italia din păcate. Din păcate, Spania bate pe Italia și se complică foarte mult lucrurile în grupa noastră de calificare. Pentru că deși am trecut noi pe primul loc în clasament acum, sunt 3 echipe într-un singur punct, dragilor. 3 echipe într-un interval de un singur punct care se vor bate la promovare. Vreau să vă arăt cum stau lucrurile.
Avem jucători accidentați, s-a accidentat cineva? Nu, toți ăștia sunt. Vreau să ne uităm puțin la clasamentul din preliminarii de pentru Euro. Iată, noi 13 puncte, Italia 12, Spania 12 cu 4 etape înainte de final. Și două dintre ultimele 4 meciuri vor fi cu Italia și cu Spania, așa că va fi nebunie, va fi o nebunie totală pentru a vedea cine se califică mai departe, fraților. Bă, bine măcar că am spus acel punct, rămânem în față și avem partida cu Eintracht Frankfurt în Bundesliga. Este ultimul meci înainte de cel cu cei de la Genk, meciul decisiv pentru calificarea mai departe în Europa League. Echipa pe care o voi trimite cu cei de la Frankfurt probabil va conține pe Ramos. Mă bucur că și-a revenit Augustin, un jucător important. Va juca Mor și cu Schürrle. Voi băga niște rezerve pentru acest meci, pentru că vine un meci foarte important în Champions League, dar avem nevoie de cea mai bună echipă posibilă. Ioțe, sau nu știu, Tielemans ce overe are? Tielemans are overe mai bună, las pe Tielemans, Ghioțe pe bancă, va juca, nu, va juca Guerreiro, cred. Stați puțin că nu mi-am făcut echipa cum trebuie, cred că va juca Guerreiro aici. Aici va veni Perez, da, hai să ne facem puțin și banca de rezerve, dar cred că arată ok. Dar vezi, cred că cam așa arată echipa pentru partida cu cei de la... cu cei de la Mainz, totuși îl bag și pe ăsta, cu partida în fața celor de la Frankfurt, mă scuzați. L-am băgat și pe ăsta, cum îl cheamă, pe Shahin în echipă. Poate vom avea nevoie de un jucaș în a doua repriză, mai ales de unul defensiv. Să până una alta, să înceapă partida. Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Bundesliga. Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Bundesliga, etapa cu numărul 11. Suntem deja la 5 puncte de urmăritoare. Așa că astăzi avem nevoie de un rezultat bun, avem nevoie de un rezultat bun în fața lui Frankfurt. Deși jucăm cu echipa a doua, joc cu echipa a doua pentru că v-am spus, am nevoie de cei mai buni jucători în meciul din Champions League. O, Stendera! Ce trecere are Stendera! Însă Burki, ia atent ce apără acest șut, șansă mare pentru Frankfurt. Corner, Burki iese, însă ca de obicei nu poate prinde balonele, mai mult le boxează el. Asta e excelentă pentru Stendra, sunt 2 contra 1 pe acest atac. Ce vor face ei? Șut la colțul scurt, apără bine Burki. Stendra. Un șut aici, îl blocă. Pase pentru șut. Și Pato, o verticalizare superbă pentru Emre Mor. Emre Mor rămâne la balon. Turcul Emre Mor. Emre Mor. Emre Mor! Ce gol înscrie Emre Mor! Fantastic gol marcat de Turcul Mor! Ce fază, se descurcă magnific și un șut ca din pușcă fără speranțe pentru portarul lui Eintracht Frankfurt. 1-0 Borussia Dortmund. Un gol mirific, un gol super marcat de acest jucător. Mamă, deci s-a dus mingea aia ca și cum ar fi avut Emre Mor 90 sau 95 shot power. Superb acest gol. Superb acest gol marca Emre Mor. Și iată, suntem în față. 1-0. Fabian. Medjovic. Chambelder. Frankfurt depusă pe fapte mari, scapă la cu portarul, apără Burki însă. Emre Mor, viteză magnifică a tânărului Emre Mor. Mor, o centrare pe jos, Ramos însă n-ajunge la minge din păcate și balonul se sfârșește în brațele lui Hardetski. Kernel, Măschernel greșește, Măschernel pase la Mor. Emre Mor scoate portarul. Merino. Și iată ce pasă bună pentru Fabian. Fabian șutează portarul, respinge și este 1-1. 1-1 Frankfurt înscrie în minutul 82. Dacinovici așterne liniștea pe arena noastră. Minutul 82. Un gol stupid pentru că defensiva noastră a stat foarte avansată. Foarte avansați. Șut. Nu înțeleg de ce n-a prins Burki balonul ăsta. Și Dacinovici vine nemarcat și trimite balonul în plasă. Fără nicio problemă. Voi face schimbări în echipă. Voi băga pe Augustin în atac. Voi băga pe Dembele în locul lui Mor și pe locul lui Schürrle pe Marco Reus pentru acest final de meci. Vreau victoria. Nu vreau să fac egal împotriva celor de la Frankfurt.
pune și pe ultra attacking, un gol tâmpit luat de băieții mei, însă un gol care a venit din păcate. Îl pe Dembele, ce pasă la Merino, Merino scoate portarul. Augustin, faza nu s-a încheiat, Jean-Kevin Augustin. O pasă pentru Perez, 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 blocat Bruno Perez, corner, corner pentru gruparea, pentru echipa lui Dortmund. Royce cu centrarea, nu era centrarea, Diop, ah, nu, Bartra, 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 gol, gol, Dortmund, incredibil, hai că avem și noi noroc. N-am înțeles nimic din ce s-a întâmplat la această fază, priviți puțin în reluarea. S-au încurcat aici între ei, incredibil, s-au bugurit jucătorii și până la urmă Bartra reușește să bage mingea în plasă. Asta era cel mai important, ca Bartra să poată trimite balonul în plasă. Reușește acest lucru, se face 2-1 pentru noi și suntem din nou aproape de victorie, iată, deși ei ne-au egalat în 87 în acest final de meci, reușim să mai marcăm o dată. Iată-l acum pe Royce, Royce capă, Marco, Royce, what the fuck, ce-a fost aia? Victoria echipei noastre vine 2-1 cu Eintracht Frankfurt după meci mult mai dificil decât ne-am fi așteptat, mai ales că Mora a deschis scorul, însă a venit acest gol în 81, însă până la urmă, până la urmă a venit golul nostru de 2-1 după o fază, după o bâlbâială incredibilă în defensiva lor și Marc Bartra a reușit să împingă balonul în plasă, ceea ce este cel mai important. Acum ne vom îndrepta spre partidele din Champions League. Fapt, în episodul viitor ne vom îndrepta spre partidele din Champions League. Vom juca cu cei de la Genk, un meci decisiv practic pentru calificarea noastră sau nu, mai departe. Iată, pas la creșterea 77 OVR. Dacă ne câștigăm ultimele două partide, avem șanse mari să ne calificăm mai departe. Însă deocamdată stăm foarte, foarte prost în grupa de UEFA Champions League. Șule este fericit că joacă, cred, ce a zis. Ce ai zis, mă, Șulea? Așa, ok. Da, băieții, cam aici pune și ne punctul acest episod. După cum a spus, data viitoare vom juca în Champions League cu Genk și după aceea ne vom îndrepta spre un meci cu cei de la Kaiserslautern, îmi cer scuze, în ăsta, în Bundesliga. Apoi, sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Eu am fost AG Football. Toate bune, la revedere!